Dragii mei, iată-ne astăzi la o nouă ediție de Lifestyle. Vorbim astăzi despre chirurgie, vorbim despre alunițele nedorite, cum scăpăm de ele și mai vorbim despre o așa zisă terapie a Dracula. Ce înseamnă ea și la ce se referă, ne spune Radu Frunză. Bună ziua și bine ai venit! Bine ai revenit! Bună ziua! Mulțumesc încă o dată pentru invitație! Cu drag, mereu sunt lucruri de vorbit în ceea ce privește chirurgia. Zic bine, nu? Chirurgia plastică, estetică și chirurgia mâinii. Of, uite, de data asta nu toată... mai apucat să mai repet o dată cu tine. Dar da, titlul ăsta e destul de vast și acoperă... Sună pompos, dar este un titlu lung care acoperă o patologie extrem de vastă. De asta e așa de lung. Și tocmai pentru că este atât de vastă, avem slavă cerului ce să vorbim cu Radu și ce să ne povestească, cum trebuie să procedăm și acum vom începe să vorbim despre alunițe. Exact. Sunt ele toate de scos? Se scot toate alunițele? Nu sunt toate de scos. Ele sunt în principal de monitorizat. Alunițele, practic, sunt nervi pigmentari și acești nervi pigmentari noi trebuie să-i monitorizăm. De aia e bine să mergem să le facem o dermatoscopie, adică o analiză. Mergem la un medic dermatolog de data asta, nu la mine, la un medic dermatolog, și el ne monitorizează aceste alunițe. Când el consideră că o aluniță pe românește, adică un nerv pigmentar, trebuie eliminat, trimite la chirurgie plastică. Și chirurgul plastician, exact, chirurgul plastician excizează cu margini de țesut sănătos, adică nu scoatem acea formațiune tumorală, pur și simplu o luăm pe ea. O luăm așa, gândește-te ca un copac. Știi, copacul putem să-l tăiem așa frumos cu drujba, dar ne rămâne rădăcina. De aia trebuie să venim de jur împrejur și să-i luăm atât margini de siguranță în planul aluniței, cât și în profunzime. Luăm alunița aceasta și o dăm la examen histopatologic, unde un al treilea medic se uită la microscop, feriază, însămânțează, ei știu mai bine, nu e domeniul meu, și ne spune la puțin timp, 100%, dacă această formațiune tumorală a fost bună sau rea. Adică dacă a fost o formațiune care nu ne pune viața în pericol sau una care putea să ne pună viața în pericol, adică un cancer. Și dacă am scos-o în totalitate, bineînțeles. Pentru că, deși... Ce se întâmplă dacă nu sunt scoase în totalitate? Păi e simplu, dacă acea formațiune tumorală nu este scoasă în totalitate și ea este agresivă, adică este un cancer de piele, l-am lăsat în pacient. Dar asta nu e din cauza medicului, pentru că, deși noi luăm cu margini de siguranță oncologică, putem să vorbim acum de un melanom, adică cea mai agresivă formă de cancer. Și ea are așa, să zicem pe românește, gheruțe mici, se duce în toate direcțiile și chiar dacă noi luăm cu mult țesut, dintr-un loc apare într-altul. Nu, ea s-a răspândit și de aia este bine să dăm la examen histopatologic și dacă considerăm că unul din, poate din 10.000 de pacienți pățește asta, nu-ți imagina că e ceva frecvent, rechemăm pacientul și reexcizăm. Scopul este să-l menținem în viață, deci nu lăsăm, știți, a mai rămas un pic acolo, lăsăm. Cât de des să mergem la un dermatolog pentru a ne examina aceste alunițe? Din punctul meu de vedere, ar trebui să mergem anual. Deci anual să ni le examinăm. Mai ales dacă suntem genul de persoană care se bronzează mult. Când ne bronzăm mult, ce se întâmplă? Ne expunem la, nu raze solare, le spunem noi raze și sună bine. Explozii. Radiații. Sunt radiații. Okay. Radiații cu ultraviolete. Și când ne expunem la radiații cu ultraviolete, un nerv pigmentar, adică o aluniță, oricând se poate transforma în ceva malign. Și e bine să ni le monitorizăm. E bine să nu ne expunem exagerat de mult la soare. Cu siguranță nu în perioada, eu știu, 10-11-2. E o indicație medicală. E o indicație medicală. Eu sunt foarte alb, nu știu dacă observi. Ce crezi, observ. Motiv pentru care este foarte bine să nu ne expunem la soare. E păcat și este periculos. Chiar dacă arătăm impecabil bronzată, e bine să ne menținem așa în limite de siguranță. Deci să înțeleg că ți se pare că nu sunt în limite de siguranță eu. Ai depășit un pic limita de siguranță. Un pic prea bronzată. E foarte bine, arăți foarte bine, dar e riscant. Și trebuie să ai grijă, să te protejezi. Factor de protecție și nu la orele acelea pe care ți le-am... Dar o să-ți spun și cum să ai grijă și să-ți monitorizezi un pic și singur alunițele. Pe lângă vizita la dermatolog. Cum se face asta?
E un procedeu care se cheamă ABCDE. Oricum, nu mă înțelege greșit dacă îți pun procedeul ăsta, protocolul ăsta, nu înseamnă că gata, nu mai ai voie. Nu, deci la dermatolog merge oricum. Ca idee, cum aș putea exact. Să-mi țin deci, eu contul? Deci, avem așa, ABCDE și e foarte simplu. A vine de la, ne alegem o aruniță pe corp, da? Zicem că avem o aruniță. Alegeți o aruniță, te rog. Ca să fie așa până la capăt. Da, alege una. Uite, așa, bun. Prima chestie e A. Vine de la asimetrie. Are o formă simetrică sau o formă asimetrică? Asta este asimetrică. Asimetrică. Deci deja avem un văzut. Deja e de rău. Dacă e asimetrică, ea trebuie să fie simetrică. După aia avem B. Border, margini. Cum sunt marginile ei? Sunt regulate sau sunt neregulate marginile? Dacă marginile sunt regulate, atunci e ok. Dacă sunt neregulate, adică arată așa sinuos. O bifăm și pe asta. O bifăm și pe asta de rău. C vine de la color, culoare. Este fix în culoarea pielii sau e mai închisă la culoare? Dacă e mai închisă la culoare... Da, se presupune că aluniețele sunt clar mai închise la culoare. Da, dar multă lume confundă aluniețele cu papiloamele. Și papiloamele au aceeași culoare. De aia introduci și C-ul, adică culoarea. Într-adevăr, sunt perfect de acord, aluniețele sunt toate mai închise la culoare. Dar vorbim deci acum asta ar fi o aluniță, nu? Normal, 100% și celelalte sunt. Ce vine de la culoare, exact cum ți-am zis. Deci am bifat și chestia asta. Okay. Asta înseamnă că trebuie să le monitorizăm. Înseamnă că dacă ai bifat 3 din 5, gata, e pericol și trebuie să dai buzna la dermatolog sau să o scoți în 3 secunde să te panichezi să nu dormi noaptea. Nu. Astea sunt așa ghidaje. Mm-hmm. Tu să ai în vedere chestia asta. Și mai avem încă două. D vine de la diametru. Da. Să nu aibă diametru mai mare de 6 mm. Uite, vezi, asta nu bifezi. Da, aia nu. Ai găsit alta. Da, da, aia de acolo. Bifata. 6 mm, ca să fie ușor, este exact, știi cum sunt creioanele cu gumă de șters? Da. În capăt? E, fix guma aia de șters are 5-6 mm. Deci, practic, nu, ai, deci nu. Ai luat un, exact, ai luat un creion și pac, îl pui acolo și vezi exact. Uh-huh. Și E vine de la elevație. Adică, okay. Dacă tumora este în planul pielii sau dacă e elevată. Dacă este elevată, dacă e crescută, atunci am bifat-o și pe asta. Am bifat 3 din 5, 2 din 5, depinde și cum arată formațiunea tumorală. Zic formațiunea, că toate sunt formațiuni tumorale, chiar dacă sună ciudat, așa sunt. Sunt formațiuni sună tumorale. Sună foarte urât. Da, aluniție sună frumos și de aia, pentru că sună frumos. Mai normal, să zicem. Da, dar știi care e problema? Sună atât de frumos încât oamenii nu vin la medic. Aia am o aluniță, dar sunt cam 11 milioane de cazuri de aluniție pe an, care omoară 11 milioane de oameni. Știi? Și alunița aia care sună frumos cam omoară mulți oameni. Motiv pentru care nu ne speriem, ne panicăm să nu dormim noaptea. Mergem la un medic dermatolog, ne vede, ne face o consultație, ne face un mapping și apoi mergem, sau mergem mai direct la un chirurg plastician și el poate să ne spună, adică să spună exact, alunița asta arată urât pe românește și trebuie excizată sau asta e în regulă, putem să mai monitorizăm. Cum este corect de scos o aluniță? Există de, nu știu, există folosirea laserului aici sau direct chirurgie? Hai să-ți spun acum și te hotărăști tu singură cum e bine și cum e rău. Noi avem această aluniță și luăm un laser sau luăm un cauter și îl punem pe această aluniță. În momentul în care l-am pus pe ea și am prăjit-o, e ca și cum am dat foc unui copac. I-am dat foc. Dacă ne dăm foc, ce se întâmplă? Rădăcina rămâne, nu? N-are unde să se ducă, că ea e în pământ acolo. Așa și rădăcina acestei alunițe. Este sub piele. Motiv pentru care, odată n-am scăpat de ea în totalitate, în mare parte din cazuri, și în al doilea rând, nu știm ce a fost. A fost o aluniță bună sau o aluniță rea? Că doar am ars-o. Nu am scos-o cu margini de siguranță și am dat-o medicului. Se mai poate analiza locul în cazul în care nu mai poate fi analizat. Scoasă cu laser? Nu, în momentul deci în care... trebuie făcută incizie. Trebuie excizată, trebuie scoasă chirurgical și trimisă la examen histopatologic. Și toată lumea fuge de chestia asta, că nu vreau să mă operez și îmi rămâne semn. Sună... Dar acum te întreb eu pe tine și iarăși te hotărăști singură. Să zicem că eu aș vrea să-ți plac semnele, ție... Nu, aș vrea să scriezi două traumatisme. Nu, ca să înțelegi diferența, iau mâna stângă și îți iau mâna și ți-o pun pe o plită încinsă, care este exact laserul sau exact cauterul. Știi? Că asta face, el încinge zona. Și iau cealaltă mână și te tai cu un cuțit și apoi te suturezi frumos. Care se vindecă mai frumos? Cu siguranță nu cea unde ai fost arsă. Înțelegi? Deci toată lumea fuge de bisturiu, dar bisturiu e sfânt și o să mai fie sfânt poate 30 de ani de aici înainte. Pentru că nu lasă semne. Lasă o dungă extrem de fină. Ori dacă noi avem o aluniță neagră, urâtă, diformă, care bifează toate cele 5 litere pe care le-am enumerat mai devreme
Și am excizat-o și am făcut o dungă fină care se confundă cu un rid. Poți să spui că e o cicatrice urâtă când noi înainte aveam o tumoră urâtă. Înțelegi ce spun? Adică am schimbat o tumoră urâtă pe o dungă foarte, foarte fină care abia se vede. Face sens dacă e să ne gândim așa și să rămână doar ceea ce spui tu, este mai bine și mai sănătos, nu? Mai în siguranță. Mai în siguranță. Iată cum scăpăm eficient de aceste alunițe nedorite sau poate nesănătoase. Discutăm și despre terapia Dracula. Ce presupune ea mai exact? Terapia Dracula sau PRP, plateretrici plasma, este o formă foarte frumoasă de marketing și o formă mai puțin eficientă de a trata anumite probleme la nivelul feței. Ea e foarte marketată, sună de 1 milion de ori mai bine să mergi să-ți faci terapia Dracula sau vampir decât să-ți faci acid hialuronic sau botox, nu? Cum sună, mă duc să-mi fac terapia Dracula, e minunat. Știam că se referă și la păr, nu? Da, se poate face și la nivelul scalpului. Practic, ce înseamnă? Înseamnă că eu îți iau ție sânge, ți-l pun într-o centrifugă foarte performantă, ți-l centrifughez și îți separ plasma, adică bunătatea sângelui, să spun așa, de sângele normal și ți-o injectez în scalp, în ten, unde ai tu nevoie de regenerarea părului, de luminozitate la nivelul feței. Problema cu PRP-ul e următoarea. Dacă tu nu ești o persoană care mănâncă extrem de sănătos, multe fructe, multe legume, dar multe fructe și legume bio, nu crescute artificial și puțin injectate, exact, exact. Și fumezi, nu dormi suficient, nu bei suficientă apă, atunci... Vrei să spui că e practic egală cu zero dacă nu facem toate aceste lucruri. Exact, exact. Atunci plasma ta... Exact. Plasma ta nu are substanțe nutritive și practic am făcut-o degeaba. Trebuie să iau eu vitamine, să ți le pun în plasmă și să ți injectez și așa mai bine spun direct vitaminele. Motiv pentru care, scuză-mă că te întreb, mai bine facem un botox sau un acid hialuronic și adăugăm și vitamine. Practic recomanzi folosirea acestora în locul acestei terapii atât de bine, nu știu, promovate, să-i zicem. Exact, exact. Eu PRP fac foarte rar. A, că am o pacientă care spune, eu nu-mi doresc. Dar sunt rare genul ăsta de paciente. Nu-mi doresc acid, nu-mi doresc botox, vreau luminozitate și sunt și vegană, mănânc numai bio, poate o pacientă din 500, atunci da, facem PRP. Dacă nu, facem la urmă, îți fac acid, îți fac botox, încep să mănânci sănătos, poate iei niște suplimente de vitamine ca să conțină corpul tău acele vitamine și lăsăm PRP-ul la sfârșit. Se pot face acidul și botoxul și pentru scalp, dacă terapia Dracula, iată, se încadra și aici și ne poate ajuta și acolo? Dacă vorbim de efect de creșterea părului, nu. Există alte tratamente speciale pentru creșterea părului și da, PRP-ul ne ajută să crească părul, dar, repet, trebuie să punem pacienta un pic la dietă înainte. Dar combinăm cu alte proceduri pentru regenerarea părului. Acidul hialuronic, sunt mai multe variante, de la spumă pe care o dăm special pe păr. E un tratament complet cu pastile, cu spumă și cu acest PRP pe care îl facem după ce pacientul sau pacienta ține un pic de dietă și ia suplimente de vitamine. Acidul și botoxul au alte destinații, să spunem așa, nu scalpul. Deci sunt doar la nivelul feței acestea. Acidul și botoxul nu, au mult mai multe alte destinații. Botoxul, spre exemplu, de la a ne relaxa musculatura feței și a ne face mai deschiși la, mai luminoși, să spunem așa, și mai deschiși, se mai deschid ochii și suntem așa, exact, întineriți. Senine așa. Exact. De la botox antimigrene, ne ajută să scăpăm de migrene, da? Pentru hiperhidroză sunt persoane care transpiră foarte mult în zona axilară. Poate sunt persoane publice, poate, uite, cum apar tu, spre exemplu, mereu la televizor și poate ești genul de persoană care transpiră foarte mult. Așa sunt unele persoane. Nu ești tu, dar sunt persoane care și nu vrei să se... Cum se procedează? Se injectează la nivelul axilei? Exact. În glandele sudoripare se injectează și nu doare. Se face anestezie extrem de bine înainte, nu doare absolut deloc și pacienta... 4-6 luni, de obicei, asta e procedură sezonieră. O faci în aprilie și te ține până mai în septembrie. După aceasta, vrei transpiră să spui. Cam 10% din potențialul maxim așa de transpirare al zonei. Ceea ce este mai mult decât ok, pentru că dacă tu ai avea, să zicem, astăzi 5 emisiuni și după 2 emisiuni deja ești genul care transpiră foarte mult și ți-ai pătat rochița, nu prea o să-ți placă și să te schimbi de 3 ori doar pentru că așa mai bine vii să faci o procedură și ai scăpat de problemă. Ei, uite că eu totuși trebuie să mă schimb după fiecare emisiune, n-ar fi asta o problemă, dar din fericire nici nu am probleme la capitolul transpirat. Uite, un alt lucru pe care nu-l știam, că se poate injecta acest botox
pentru hiperhidroză. Uh-huh. E interesant, uite, asta nu mai știam. Și pentru? Și la nivelul palmelor, și la nivelul plantelor. Uite, sunt persoane, la palme, sunt persoane care transpiră foarte, foarte mult la nivelul palmelor și se poate injecta și aici. Mă rog, sunt mult mai multe alte zone unde poate fi injectat, inclusiv acidul hialuronic. Nu se injectează doar la nivelul buzelor. Cu acidul hialuronic putem... Mai dă-ne câteva idei interesante, pentru că eu țin să-ți mărturisesc că eu, ca și femeie, ce văd în stânga, ce văd în dreapta, eu aud numai de buze, de față, de riduri și de umflat așa, la nivelul ăsta. Da. În rest, nu știm cam unde s-ar putea injecta atâta timp cât avem nevoie, nu știu, să ne, cum mi-ai spus mai devreme, de transpirație. Sunt convinsă că nu foarte multă lume știe asta. Corect. Așa că hai să le adăugăm și alte... Sunt extrem de multe zone unde poate fi, din păcate, toată lumea știe utile de acid hialuronic. Acid hialuronic egal buze și nimic altceva. A fost Hai foarte bine marketat. Hai să le facem folosite cum trebuie. Exact. Acidul hialuronic poate crea o volumetrie facială și o întinerire facială extrem de eficientă, cu condiția ca pacienta să înțeleagă că își prelungește distanța până la o intervenție chirurgicală. Adică, avem o pacientă de 45 de ani și spune, domnul doctor, mi-a căzut un pic fața, dar parcă n-aș vrea încă, da, de la aging-ul natural, n-aș vrea încă să ajung la un facelift, da, să-mi ridic toată fața, aș vrea totuși să mă simt așa ca la 37 de ani, dar trebuie să înțeleg ca și pacientă faptul că mă va costa mai mult decât să-mi fac buzele, pentru că o să am nevoie de 5-6 până la 8 fiore de acid hialuronic. Da. Nu e mult. Și eu credeam că e mult prima dată, până când am făcut anumite traininguri mult, mult mai avansate și am început și eu să fac de ceva ani de zile și sunt paciente care au poți să le introduci până la 16 fiore de acid hialuronic într-o singură ședință. Față? Da, dar crede-mă că arată foarte natural, pentru că da, dacă pui 16 fiore în buze, cu siguranță o să arate grotesc, dar când începi să-ți înșiri zonele, o să vezi că nu mai arată deloc și este exact ce are nevoie pacienta. Spre exemplu, poți folosi așa, 1 mililitru ca să faci buzele. Nu e mult, e foarte ok. 2 ml ca să faci șanțurile nasogeniene, adică zonele de aici. Dacă pacienta are mai accentuate, dacă sunt mai puțin accentuate, ne ajunge 1. Deja avem teoretic 3. Apoi poate pacienta are riduri marionetă, adică în zona asta de aici are anumite gropițe de când zâmbește și e mai în vârstă, poate are 50 de ani. Mai folosim și acolo 1-2 ml. Deja am ajuns la 5 ml până acum, da? Poate nu are bărbia bine așezată, poate are o bărbie mai lată, mai masculină și vreau una mai feminină. Încă 1 mililitru, unde suntem la 6, nu? Spune că nici mandibula nu e bine conturată și ar vrea și mandibula un pic să fie conturată, să nu vină dreaptă. Știi ce zic? Adică o mandibulă frumoasă, așa, în unghi, în vector. Încă 1 mililitru cu încă 1, cât avem până acum? 8, da? Bun, poate zice că și nasul e un pic, ar trebui și are un pic de cocoașă aici, n-ar vrea să-și facă o rinocorecție. Vrea așa un pic să scape de cocoașă, să nu se mai vadă. Mai folosim 1 mililitru. Și am îndreptat nasul, deja suntem la 9. Vine pacienta, zice, am aici, în zona tâmplelor, când eram tânără, aveam capul frumos și mi se vedeau frumos ochii, acum am așa o scobitură aici urâtă și sigur ai văzut la persoane mai în vârstă că au, exact, în termeni non-medicali, sunt foarte scobite în zona asta. Da. Și asta se corectează cu acid hialuronic. 1 cu 1. Cât avem până acum? 11. 10, 11 pe acolo, nu? Cam așa. Bun. Ce am mai avea? Pomeții. Mi-a căzut fața, nu am structură la nivelul pomeților. Ce facem cu pomeții? Trebuie să le oferim și lor puțin de structură. Trebuie să le facem întâi ca un implant. Adică, vezi, osul acesta al pometelui, el trebuie să aibă și el un pic de structură. Dacă el s-a șters, că noi pe măsură ce trece timpul, avem și parte de resorpție osoasă. Adică oasele noastre încep un pic să se... Exact. Și în momentul ăla trebuie să facem ca un implant. Am mai pus 1 mililitru cu 1 mililitru, dar poate nu e suficient. Și e posibil să trebuiască să îi oferim și un pic de structură, că degeaba am făcut osul proeminent dacă nu are piele și este foarte, foarte întinsă zona. Motiv pentru care trebuie să facem tehnica care se cheamă top model, adică introducem și la nivelul osului ca și implant și punem și un pic în țesutul celular subcutan, adică în grăsime. Și deja mai avem încă un, poate un 3-4 ml. Am ajuns pe la un 15-16 cu siguranță. Da? Poate să mai adauge, să știi dacă își dorește. Da? Poate nu are lobul urechii suficient de bine, eu știu, evidențiat și își dorește puțin mai mare, mai putem să mai punem 1 mililitru, poate are cearcăne pacienta, vrea scape și de cearcăne, nu? Mai punem și acolo 1 mililitru, poate ajungem la 20 dacă e nevoie, adică pare enorm, dar poate fi făcut perfect în siguranță, cu un rezultat perfect natural, doar că pacienta trebuie să înțeleagă că
poate pe un lifting chirurgical, deci un face lift, plătește 4.000 de euro în medie și are nevoie de internare, are nevoie de recuperare câteva zile, vorbim acum de varianta chirurgicală, da? Dar pentru varianta non-chirurgicală, deși nu are nevoie de internare, deși scapă de operație, costurile se ridică și ele undeva poate pe la un 2.000-3.000 de euro, că dacă vorbim deja de peste 10 fiore, se apropie cam de prețul operației. Singurul avantaj este că nu este internată, nu e tăiată, nu este intubată, dar prețul este același, pentru că acidul hialuronic, putem să cumpărăm acid hialuronic de 20 de euro, pe care nu m-am atins în viața mea de el și nu o să mă ating niciodată, și acid hialuronic are fiora, costă 100-150-200 de euro, și când începem să le adunăm și fără să adăugăm manopera, deja ne apropiem de prețul operației, adică. Și mai e, acum știi că fac un monolog așa, dar e mult de povestit. Sunt convinsă, dar ne spui lucruri interesante, așa că ai cuvântul. Ai voie. Mulțumesc. Ideea e că pacientele spun, bun, și vin și dau, eu știu, îmi pun 10 fiori de acid hialuronic și după aia se duce. Știi? Îmi pun și se duce. Nu urma se duce. Se întreb. Duce parțial. Acidul hialuronic de calitate tot timpul are o remanență. Tot timpul un 30-40% rămâne. De aia vedem pe stradă domnișoare care s-au dus și și-au făcut unde nu trebuie și au boticul acela și nu se duce. El de ce nu se duce? Pentru că mereu acidul rămâne un pic. Un 30-40% din el rămâne. Și altfel vine pacientul, aș face o ședință completă, poate cu 8 fiore, cu 10 fiore, mai vine peste un an, reface, poate mai vine încă o dată peste un an jumate și apoi mai vine peste 3-4 ani. Eu am paciente, că vorbeam de buze, care mi-au venit prima dată și nu aveau buze absolut deloc, erau două liniuțe. Și le-am făcut 3 ședințe, deci 3 mililitri la distanță fiecare. Am făcut întâi 1 mililitru, apoi peste 6-7 luni încă 1, peste încă 1, peste 6-7 luni. Și acum am văzut-o la 3 ani distanță și încă are buzele mari. Adică nu se duce în totalitate, nu sunt bani pierduți. Am dat 2000 de euro, spre exemplu, să-mi fac, eu știu, 7 fiore și se duce. Peste un an am pierdut banii. Nu, mereu rămânem hidratați și mereu rămâne acidul acolo, o bună parte din el. O întrebare pe care eu o consider foarte importantă, vedem foarte multe poze cu chipuri distruse din cauza acestor injecții. Spune-ne, te rog, dacă este asta cauza, dacă este acidul hialuronic, dacă există o exagerare acolo și dacă în timp, nu știu, chiar ne fuge fața la propriu. Din păcate, aici este o altă problemă, nu ne fuge fața, nu se întâmplă nimic cu acidul hialuronic. Sunt niște chipuri desfigurate. Sunt. Am totuși. Și eu parte de multe astfel de chipuri desfigurate pe care le corectez. Cauza, dar cauza este că odată merg unde nu trebuie. Din păcate, procedurile injectabile au devenit un trend și, din punctul meu de vedere, în afară de chirurgii plasticieni și dermatologii singurii care au voie, în rest, practică. Dar eu acum mă refeream la vedete mari, vedetele mari, dacă nici ele nu se duc unde nu trebuie, ce să mai zic? Nici vedetele mari nu merg o bună parte din ele chiar unde trebuie, pentru că știi cum e, când vine cineva și vrea să-și facă reclamă de pe urma ta și vrea să-ți ofere, eu știu, un pachet de 5.000 de euro gratis, mai accepti. Aici e problema la unele vedete și problema este că merg într-adevăr în anumite locuri unde poate medicul nu e nici chirurg estetician, nu e nici medic dermatolog, că și ei au o componență estetică, este de altă specializare, nu stau să le dau nume că nu vreau să provoc ură, dar nu au ce să caute în acest domeniu și datorită faptului că nu știu ce trebuie să facă, e o diferență între o specializare de sine stătătoare și o diplomă de pe YouTube, mai folosesc și acid hialuronic de proastă calitate. Una e să folosim un acid hialuronic acreditat, care poate costă, eu știu, 150-200 de euro un mililitru, cel mai bun de pe piață, și alta este, care a trecut prin milioane de teste, bineînțeles, și care e pe piață de 30 de ani, și alta e să luăm unul de pe, eu știu, de pe un site obscur din altă țară, care costă 10 euro și luăm pe acesta, îl introducem acolo și vedem ce se întâmplă. Deci, practic, substanța nepotrivită în mâinile nepotrivite aduc astfel de dezastre pe anumite chipuri, să înțeleg. Da, pentru că un chirurg plastician extrem de bine antrenat era investit poate 10 sau sute de mii de euro de-a lungul vieții în pregătirea lui și el are anumite tarife ridicate pe măsura cunoștințelor. Folosește și cel mai bun acid, că vorbim de injectabile acum, dar are și extrem de multe cunoștințe acumulate cu bani. Cineva care este la început de drum și nici măcar nu are specializarea asta, se apucă că este în trend, el nu o să poată să ceară aceeași sumă de bani pe care o cere primul exemplu. Și în loc să ceară pe buze, spre exemplu, eu știu, 1700 de ron, cere 700 de ron.
Și ca să aibă și el o pacientă, că nu o să-i vină la 1700 niciodată, o să ducă la cineva mai trăinuit, e logic, cum nici pe o mașină de 5000 de euro nu o să dăm 100.000 niciodată. Și automat el, ca să-și rămână și profit, dacă cere 700 de lei, trebuie să cumpere, nu poate să cumpere un acid care numai acidul costă 800 de lei, nu? Trebuie să cumpere unul care costă 200 de lei maxim sau 70 de lei. Și automat injector neantrenat cu acid hialuronic de proastă calitate egal rezultat dezastruos. Iată că m-a lămurit și în legătură cu acestea. Eu credeam că exagerează ele și că această substanță injectată, nu știu, în mod constant nu face bine. Îți mulțumesc pentru toate aceste lămuriri, domnul doctor. Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, iar noi ne vedem la o nouă ediție de Lifestyle.